mine. Ce-mi lipsește? Puțin păr pe aici. O să ție. Barbara, încetează. Uită-te mai jos. Aoleu, și mai și spui. Mai mare rușinea, adică mai mică. Nu acolo, nu acolo, obsedatule. Mai jos. Ți-au furat pantofii, norocoși. Nu, Hasane, că pe pupăză nu poate nimeni să-l fure. I-am donat eu la un azil de bătrân nevoiaș. Să vezi ce o să mai bucure hodorogii când se duce la infiltrații în pantofi de lux. Auzi, și cum o să-i poarte? Parent sau câte unul? Nu i-am donat ca să-i poarte infantil bătrân. O să se organizeze o licitație și din banii obținuți o să le cumpărăm haine. Ce, mă? I-au furat pantofii? Nu i-a furat, vrei, îi donează el, vă vine să credeți. Pupăză și caritatea? Pute pupăză, zic eu, rete. De cine? De violonistul american care are reclame pe toate gardurile. Băgăla și măsa de la puși la noi pe bloc și mi-a luat-o soarele de dimineață. Ăla. Am impresia în tot timpul că e noapte, bre, că nu se mai vede lumina soarelui. Auzi, și că i-au furat pantofii și el fără ei nu se urcă pe scenă. Păi și ce ăsta a venit doar cu o singură pereche de pantofi? Așa să rântoc e șeful? Sigur că nu e. E mai degrabă nebun. La ce oră e licitație? La 6. N-am cum. Mi-e imposibil. La ora aia trebuie să mă duc la Nuțu Ars să cumpăr de acolo niște pantofi pentru un boss colecționar. Păi trimite și tu pe altcineva. Trimite și tu pe altcineva? Cum să trimit pe altcineva, mă? Mă, când un boss de boss îți dă o misiune, nu-i bine să-l dezamăgești pentru că se poate să se lase cu bocitoare. Mai degrabă trimite tu pe altcineva. Vă roagă președintele să-i faceți un serviciu. Nu e mare brânză. Nici brânza nu e ce-a fost odată. Trebuie să mergeți la licitația pantofilor lui și să mai creșteți un pic prețul. E scop caritabil că ajutăm un azil de bătrân să-și mai mărească încasările. Corect, și ne punem și bine cu trânsii. Că nu se știe niciodată unde o să ajungem la bătrâneți. Da. Clarete, scotoci stalciocurile, măturați oborurile, pânjă... Băi, tâmpitul, nu la propriu, mă, la figurat, adică căutați peste tot să găsim pantofilul violonistul american, că ne dau ăștia afară din NATO. Păi dacă e american, normal. Înțelege nici ăsta. Da, știu eu unde sunt pantofii. De unde sunt pantofii? Al cenușăreasa, al cine, bă? Nu, bă, al violonistul american. O să fie vânduți la Nuțu Art, casa de licitație a Lucanu Atleților. Și cine o să-i cumpere, o să ia pentru colecția al Florean Negureanu ăla. Prețul de pornire pleacă de la 1000 de lei. 10.000! Ce faci, frâne? Știurete. Bravo, rățușca, ai gusturi, dar nu te arunci ca mult. Păi doar nu o să stau, mă, să crească ăștia din leu în leu. Cum să încep o licitație pentru pantofii președintelui de la 1000 de lei? Eu bat șopură la adresa lui, eu îl respect pe președinte vocal. 10.000 odată! Doamne, vă rog frumos, mă, 100 voi încetați cu... Mă scuzați, a fost aglomerație în 313. 10.100! 20.000! 20.120! 70.000! 70.000 odată! 70.000 de două ori! Ce faci, săracule? Ce faci? Nu mai ai bani, nu mai ai... Ăsta nu mai are bani, mă. Stai tot o libre. Că îi place suspans, acum sare cu suta. 70.000 de trei ori! Ați judecat de perechea ciudată din ultimul rând! Ia, bravo, lăsa, suntem morți! Și acum să vă dezvăluim proveniența celebrilor pantofi. Eu aparținut celebrului violonist Jack Armstrong. Uitați, unul, mă rog, sunt toți trei aici. Credeți-mă pe cuvânt? Noi mergem până la toaletă un pic. Fiți amabil, pe doamna, o taie o nevoie. E emoționată. Emoțiile, sigur, dar mai întâi treceți pe la casierie, achitați da. Și toate. Da, fără grijă, până la ultimul bănuț. Pantofii tăi cu tot. Să mergem mai departe cu obiectele licitate. Avem aici pantofii președintelui Pupăză G. Grigoraș. Prețul de pornire, 100 de lei. 100 de lei de la domnul odată, 100 de lei de două ori, 100 de lei de trei ori. Ați judecat, felicitări, ați câștigat. Mulțumesc. E totul aranjat, Varvaru, nu? E totul aranjat, hă? Păi și atunci cum a ajuns pentelăul ăsta să-mi cumpere pantofii pe 100 de lei? M-au făcut de râs idioții de polițiști. Și tu ce dracu ai căutat acolo, umflatule? Nu ți-am zis să nu te duci? Zi mersi că m-am dus, că altfel nu-ți cumpăra nimeni bașcheții la cât de urâție. Da? Păi și tu de ce ai luat, mă, dacă sunt urâți?
Pentru că e norocos, poate la anul e și eu președinte. Prostovane, peste 5 ani mai sunt alegeri. Nu fi așa sigur, că dacă ți-ai da norocul, cine știe? De funcție și eu, care am fost șefa ta de campanie, să nu găsești așa un locușor mic pentru mine, dă-mi da, o codă de treabă. Mateo, da, am înțeles, dar încă nu am nimic important așa ca pentru tine, mă, ca pentru pregătirea ta, mă înțelegi? Uite că tocmai s-a eliberat ceva. Ministrul de interne s-a îmbolnăvit subit de mită. Mită? O inflamație a încheieturilor atunci când vin în contact direct cu bani marcați de DNA. M e de la mani și ită este acel proces inflamator, cum este otita, conjunctivita, apendicita, ce să mai... Asta e boala, mita! Mă rog, cert e că nu poate să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu. Da, am înțeles, am înțeles. Teo, tu ești terapeut, dragă. Ar trebui să vrei la sănătate. Ce treabă ai tu cu internele? Pupăză, ce tratează terapeuții? Nu tot probleme interne ale corpului? A, da, da, tu ești cu psihopupu. Așa și? Ce creierul nu-i tot parte din corp? Ce e în afara corpului? Plus că la ce miniștri de interne ai avut până acum, sau mă rog, au fost, chiar se cerea un ministru cu creier. Da, chiar sunt curios și eu de unde o să o găsim. Poftim? Hai că am glumit, o să vorbesc să văd ce pot face, că nu sunt premier, nu depinde numai de mine. Da, da, ești președintele poporului, ce zici tu, e lege, ai 73% din țară în spate. Da, dar nu cred că... O să îndrăznească un pricăjit de premier vremelnic să se pună contra poporului, așa e. Ai dreptate, bravo, îmi place cum gândești, așa în stil mare, că vorba aia ești cel mai mare om din stat, nu un pricăjit de primar. Alo, alo, hai că nici atunci nu eram pricăjit, da? Cu atât mai mult trebuie să fii ce ai fost și mult mai mult de atât. Comandantul suprem. Comandantul suprem. Asta era, nu? Nu zici că ai dreptate? Să vadă cine-i șeful! Comandantul suprem! Ia mai zi o dată! Comandantul suprem! Asta e. Bună, grație! Doamna purtător de cuvânt! Aveți vreun discurs mai prețios și vreți să vi-l escortăm? Sau cu ce ocazie pe la noi? Lasă ironiile! Am nevoie de ajutorul tău. Ai un discurs greu? Să știi că pari o forțoasă, dar sunt atât de plăpândă și de firavă ca o albinuță. Sau, mă rog, ca o musculiță de oțet, ca albinuța e. Nu sunt bună la cărat. Câte topuri de hârtie sunt? Fraților, nu are legătură cu funcția mea sau cu președinția. E o chestiune personală. M-a exasperat de tema cu avansurile lui și vreau să scap. Nu mi le-ar fi făcut mie. Că și Dumnezeu ăsta le dă fix cui nu trebuie. Exact. Și ca să scap, trebuie să iau o măsură radicală. Păi e simplu. Mărește-ți radical măsura în talie. Ce? Adică să te îngrași, femeie. Știi cum o să te lase în pace? Imediat. Păi tu ești nebună, dar de ce să fac așa ceva? De ce să mă chinui? Bă, dar nu te chinui, ca să te îngrași o plăcere. Am auzit că să slăbește chinui. Da, mă rog, nu știu, că nu am încercat. Bine, bine, hai, lasă glumele. Da, am nevoie să mă ajuți, Grațielu, că noi, fetele, trebuie să fim solidare, să ne ajutăm reciproc. Dar nu glumesc, fată. Îți dau eu o cură de îngrășare fulger.
Nu vreau să mă îngraș. Ascultă-mă, te rog, am strategia deja făcută. Vreau să întind o cursă, să fie arestat. Urmărește-mă. Îi dau întâlnire într-un parc, undeva mai retras, și mă prefac că sunt victima unei tentative de viol. Ah, m-am prins. Adică tu te prefaci, dar de fapt nu e viol, că o să-ți placă. Și o să încep să țipi și o să-i rup hainele de pe el și o să-l zgârie animalii pe spate și o să țipi iarăși de disperare ca să te lase în pace, că așa e la viol. Ce nu înțelegi? Nu înțeleg de ce nu asculti până la capăt. Nu e vorba de nicio disperare. Urmărește-mă, când eu strig viol, imediat ce strig viol, tu apar și-l arestezi. Imediat, imediat? Sigur nu vrei să mai întârzi puțin? Nu! No! Ok, ok, disperat-o. De-aia nu te place nimeni. Ia zi, șefa, ce probleme mai avem? Știu eu, știu eu. Nu mai e costiță pentru ouletă. Omletă. Ouletă deșteaptă, că se face din ouă, nu se face din oameni. Chiar pupă să-ți aduce aminte, să modificăm asta în des, bă, că e lumea bulversată. Treceți în agenda de lucru, să nu uiți. O, dar numai bine treci tu. Vezi că am la tine în dormitor, supernă. Și după aia rămâi acolo, mă, că o să fii obosit, că deja dai semne. Domnule președinte, trebuie să finalizăm dispozitivul de securitate. Și mă întreabă SPP-ul cum vă evacuăm în caz de necesitate. Dar ce necesitate? Păi ce, n-avem geamuri și uși blindate? De ce am dat o grămadă de bani pe amenajarea casei? Ca să ne ascundem în munți ca haiducii? Ca care haiduci? Știți undeva unde-i mărgelatul? Nu de altă, dar vreau să-l întreb niște chestii. De unde șer, mă, floarea soarelui aia cu semințe gata prește în ea? Mătane, dacă ne mai întrebi, chiar o să-l găsești pe mărgelat. Pe drumul oaselor, adică la ortopedie. Să treagura, s-a făcut doctor. Păi bine ziua, dar să ai două meseri, că să scoate și el cu bani. Apropo, să-i ziceți că v-ați întâlnit cu el, mă. Să-l ajute pe băiatul ăla, mărât, ăla de firma cu el pe oase pe acolo, ăla, buză de iepure. Să-l opereze, mă, și pe el să-l mai aibă buză de iepure. Am tăcut. Ei, și acum că a trecut momentul umoristic, să revenim la subiect. Domnule președinte, ușile și ferestrele blindate nu vă pot apăra de calamități, de exemplu, sau de furia mulțimii. Amintiți-vă, ce s-a întâmplat cu Ceaușescu la Revoluție? Stai, dragă, eu nu sunt Ceaușescu. Eu sunt iubit, eu am 73%. A, Ceaușescu avea 100%. Dar până la Târgoviște, i-a halit elicopterul, că la consumă peste 75%. Procentele sunt doar niște cifre, domnule președinte. Pot să dispară peste noapte. Vezi cazul? Mihaela, dragostea mea. Că butoanele n-au sentimente, doar interese. Da. Eh, lasă că mă ocup eu și de butoanele astea. Și de ăia care le apasă. Vedeți să nu se ocupe ei de dumneavoastră. Că dacă or să cheme minerii, că s-a mai pomenit, ușa blindată nu ajută la nimic. Este nevoie de un plan de evacuare inteligent. Subteran, aerian, cumva. Și minerii ca minerii. Dar ce te faci dacă vin legionarii, mă, pupăză, că ăia nu știe de glumă, ăia te mai întreabă de chem, de valută, te omoară direct. Ca pe Arman Călinescu, pe Nicolae Iorga, pe Ion Antonescu, pe Ceaușescu, etc. Te mai uita așa la mine, ce crezi că m-am născut al altei? Nu credeți? Întrebați-l, mă, pe comisarul Moldovan, că a fost de față la toate crimele. A fost și la execuția lui Ceaușescu? Normal, da, undercover, că acolo îl chema Sergiu Nicolaescu. Vezi că nici tu le știi pe toate. Pupăză, pe undeva Dudoia Dalia are dreptate, să știi. Trebuie să iei măsuri de siguranță, că românii au tradiție, mă, în a omorî conducătorii. N-ai de unde să știi ce te așteaptă, nu, doamna? Sau, mă rog, ai avea, dar nu cred că te lasă funcția să mergi la vrăjitoare. Nu, dacă ei nu mă duc în calitate oficială. Sper că glumiți. Normal. În locul tău l-aș lăsa, că dacă îl speria aia că o să dea colțul, să mută la Cotroceni. Nu asta vrei? Eu joc super vrăjitoare, dar
mă recunoaște pupăzoiul. Dar știu pe altcineva. Fă-mi legătura cu premierul. Hai să trăim mai bine! Să dea Dumnezeu! Adică uie. S-a întâmplat ceva, domn președinte? Da, s-a întâmplat să vă găsesc eu ministru de interne. Ministreasă, mai exact. Asta ca să păstrăm tradiția doamnelor. Serios? Cine? Teodora de Liman. A fost... Știm cine a fost, că doar a lucrat pentru președintele nostru, domnul Vârlav. O să o luăm în calcul. O, da, nu mai vin o numești direct? Ce să vă mai pierdeți vremea cu calcule? Nu v-ați săturat de la buget? După atâtea rectificări, ar trebui să fiți alergici. Păi chiar suntem, dar asta e. Dacă ne-am înhamat la guvernare, ne sacrificăm. Pentru țară, bineînțeles. Mie îmi spui. Cum luăm o decizie, vă anunțăm că trebuie să o validați. Normal. E o formalitate. Vă mulțumim pentru soluție. Formalitate, nu? Cresto. Gata, Teo, ți-am obținut post. E cum să nu fie greu? Hai de mine. Tu nu vrei să știi cât m-am certat cu ei și ce presiune am făcut. Noroc că sunt președintele poporului. Dacă eram vreun vârlavu, nu pupai tu niciun minister. Auzi, știi cumva vreo ghicitoare autorizată? Adică legală, cu factură și contract? Păi ești nebun? Păi dacă aude Dalia că-l trimite la ghicitoare... Dalila-i de acord, așteaptă. Gândește că asta e ultima șansă să putem să-l mutăm pe pupăză la Cotrocel, cum vrea și ea. Și-a înțeles asta, că mi-a făcut semn din cap și mi-a zis pe gură, da. Păi și cine o să fie ghicitoarea aia? Să nu zici că tu, că... Nu o zic, cu toate că știți toți că sunt cel mai bun, dar n-am cum că mă recunoaște pupăzoiul. Și totuși am o soluție mai bună. Sau nu vrei să stăm la palat ca șmecherii? Ei, nu vreau, normal. Tocmai de-aia ne trebuie o vrăjitoare profesionistă. Exact. Și eu am pe una în cap. Și eu am pe una în cap. Era sigur. Pe cine? Mateu. Exact la aia mă gândeam și eu. Că ai cea mai bună vrăjitoare, doar e psihologă. Să uită la prost imediat, îl citește și îl întoarce de vorbe. Exact. Și cum intri la ea, cum îți dispar 200 de lei din buzunar? Exact. Că de-aia nici nu știi ce să zici. E vrăjitoare sau psihologă? Hmm? Merge școlo-școlo. Vorbește cu ea. Ce? Doamna... Mama Plutura. Fata lui la fel de celebră. Omida, doar că eu sunt cu 50% mai clar văzătoare. Bonus. Doamna mama... Boss, zi mami, să nu ne pierdem cu mobilități. Boss, mami, mami, boss. Mami, boss. Mami, doamna mami, nu vreau să îmi spui decât un singur lucru. Cum o să mor? Adică de moarte bună sau... Nebună. Îmi place. Îmi place că ești direct și pe subiect. Da? Bosul suprem, ocupa până în prăsele, n-arătind de vrăjală. Haide să vedem. Nu văd nimic. Păi deschide ochi. Amuzant ca în campanie, de-aia ta place, popului meu. Da, dar nu era o glumă. Bos, noi vedem cu ochiul minții, nu cu aia care te venoclezma ta la mine. Păi și atunci de ce mai ai nevoie de glob? Dar nu am nevoie. Clientul are nevoie. Adică tu, că îți trage atenția, te relaxează și poți să intru mai ușor în globul tău energetic să-ți văd viitorul. Hai de mână să mă conectez, că văd că uie în sine ăsta nu merge nimic. O luăm pe clasic, at labă. Aoleu, ce? Păi tocmai asta e, că nu e. Păi ce nu e? Nu te văd bine. Mai atunci, dă-ți ochelarii mai jos, scoate. Nu te văd bine în viitor? Aoleu. Cariera ta politică o să termine nașpa rău. Tăi-ți ochelarii. Calul de Nicu? Mai rău. O să te jocorească populima în piața publică, ca pe Mussolini și pe amanta lui. Păi, dar de ce că eu n-am amantă? Ia dă-mi coci. Văd? Văd? Văd trei linii.
A, nu, 4. Una e de rezervă. A, este. Stai. A, văd o femeie. A, da, și ai tu de rezervă. Auzi, da, știi ce? Mai bine zi-mi cum arată ca să o ocolesc. Că nu vreau să dau de belea din cauza ei. Că femeile sunt miezul problemelor. S-a dovedit istoric. Am știut eu de ce nu-mi iau nevastă. Ah, boss, ilele. Boss, femeia asta nu trebuie ocolită. Bă, dă-mi contă, ah. Prietul ei, pe lângă tine. Bă, chiar să promovezi. Că ea e singura care să o salveze de la dezastru ăsta. Ah. Pe care îl văd eu în fața ochii. Aoleu, aoleu, aoleu. Dar cine e? Și ia zi cum arată. Ia să vă mă. E... E autoritară, aha. E suplă, aha. E deșteaptă. Aș mai tare e că nu vrea să se cupleze cu tine. Vrea o relație strict profesională. Da? Asta e. Strict profesională, zici? Știu cine e. Da. N-am unde să o mai promovez pentru că e deja promovată. Perfect. Ideea e să te sfătuiești cu ea tot timpul, da? Ca să nu ajungi Mussolini. Așa o să fac. Mersi, mami, boss. Ăsta, mami. Cu plăcere, boss, cu plăcere. Cu plăcere. Ce-ai făcut deșteaptă? Ce-ai făcut? Ce-ai zis? Ce te fac? I-am băgat țicanoase, n-ai auzit? N-ai auzit? O să vină să-mi ceară sfatul și când o să vină, o să-i zic să mute la cotrocei. Că acolo nu intră gloata, nu? Dar de unde știi că o să-și ceară ție sfatul? N-ai auzit? Autoritară, suplă, deșteaptă și care nu vrea să se combine cu el, vrea doar să-l consilieze. Albinus agent, norocul nostru este că și aia vrea să-l mute la cotrocei. Altădată fii mai explicită, madam, că ești psiholog, ce mama naibii. Ba că și tu un element distinctiv, mai clar, că tu ai descris-o mai mult pe Albinuța decât pe tine. Dar ca de exemplu ce element? Ca de exemplu blondă. Ha. Sau pălungă, sau crăcoasă, sau, mă rog, piesă, bunăciune. Le mi-am zis de mult este. Da, blondă, da. Și eu. Adică la tine mă refer. Domnul președinte, trebuie să stabiliți ziua când îl investiți pe noul ministru de interne. Pentru că au găsit persoana. Nu ei au găsit, le-am dat eu. Că mai nou și guvernul mănâncă din palmă. Bine, au realizat și ei că nu poți să n-asculți de președintele poporului. Vorbește cu Teo, că ea e nou ministru de interne, ca să aibă un discurs de investire pregătit deja. Domnule președinte, eu vorbesc serios. Și ținând cont că sunteți în întârziere cu programul, ar trebui să vorbiți și dumneavoastră. Nu văd unde e Caterinca. Vrei să-i scriu discursul sau ce? Șeful, nu este Teodora Diliman noul ministru de interne? Nu, dar cine? Uitați asta. Cine e asta? Fost amanta a premierului, sau cel puțin așa zice presa de scandal. Deci n-am mințit ghicitoarea, chiar seamănă. Ați fost la ghicitoare? Nu, dragă, am făcut o ghicitoare cu staful meu ca să vedem cine nimerește nou ministru de interne. Și uite, n-am mințit ghiceala. Ne-a dat fix semnalmentele ăsteia. În schimb, premierul a mințit. Știi ce, te rog, ești tu până afară, că vreau să-l sun și nu cred că ești pregătită să auzi ce o să urmeze. Te rog frumos, mulțumesc. Fă-mi legătura cu premierul. O, salutare, domnul Pinocchio! Ce mai faci? Ce mai minți? Domn președinte, îmi pare rău, dar nu știu la ce vă referiți. Serios? Hai să nu-mi zici că pe lângă mitoman e și amnezic, că deja este cumul de incompatibilități cu funcția. Uite, vezi, dacă o numeai pe Teodora Diliman la interne, între două ședințe de guvern, îți trata amnezia. Că de, e de meserie. În comparație cu alții care n-au niciuna. Asta era. Îmi pare rău, dar v-am zis că nu depinde de mine numirea. Când am făcut eu propunerea, ministrul fusese deja desemnat. Hai, lasă-mă, de cine, mă? De mine, domnule președinte. E vreo problemă? Nu e nicio problemă, domnul Negureanu, că bănuiesc că l-ați verificat dumneavoastră și pe ăsta.
Adică e om de încredere. Evident, domnule, de-ai noștri. Păi atunci vă felicit pentru decizia luată și sper că voi conlucra strâns cu dânsa. Asta nu garantez că încă mai conlucrează și domnul premier cu ea. Știi, și nu pare modelul care șeruiește. Virgile, vezi că se înregistrează? Ai, bă, că glumesc, bă, că domnul președinte are simțul umorului, bă, că doar așa a câștigat alegerile. Nu, boss? Exact. Dar cine râde la urmă, râde mai bine. Cu doi de râd, să fie clar. Deci așa, Pinocchio? A, nu, că la telefon mă aburește. Mai bine îi zic verde în față. Că verde o să se fac. Hai, carabinișor! Sunt chiar violabilă! Bună, Teodora! Vai, dar ce elegantă! Suntem în trailing-ul ăsta! Stai să... Ia mâna, te rog! Aha! Te-a pus să mă bine dispâine! Nu ține, deschide! Pare rău, dar fără acordul lui șeful, nu poți te lăsa la untru. Că așa scrie la reglementul de ordine interioară. Chiarete. Da. Suntem în exterior! Mă rog, ordine exterior. Dacă nu-mi deschizi, da, regulamentul ăla o să fie ultimul lucru pe care l-ai citit cu ochii aia. Și atunci chiarete o să fie de adevăratele. Chiarete! Da, da. Măcar spune și mie, care e scopul la vizita asta? Ca să trec și eu în catastif. Dar așa e, așa scrie în fișa postului. Ca să mă numească ministru de interne, cum am stabilit, adică șefa ta. Mulțumit? Și da, sărbăile, la ordin, cum ordonați. Deschid o dată ușa aia! Da. Dă-te la o parte, mă. Dormiți liniștiți. Președintele veghează pentru voi. Nu cred că ăsta e mesajul cel mai indicat. Ultima dată când au auzit asta, le-a bătut vântul prin buzunare. Vrei să creadă și despre tine că ești un escroc? Dar chiar asta este, dragi privitori. Președintele poporului este de fapt mincinosul poporului. Și am și dovezi. Acum câteva ore a spus că mă numește ministru de interne. Și până am ajuns aici, a numit pe altcineva. Evident, la ordinele statului paralel. Și măcar dacă ar fi fost vreun specialist, o persoană din sistem, dar nu. Este amanta premierului, o pițipancă habarnistă pe care o să o papușeze normal tripla alianță. Bun, bravo, Teo. Mai e ceva de spus? Zi tot, că par documentată, dragă. Uite, vezi, Varvaru, așa se documentează, dragă. Dar asta erai tu așa relaxat, nu? Că nu e în direct, nu? Nu e în direct? Da, spre norocul tău. Că dacă eram, acum erai terminat. Poftim? Da, că la ce ai zis de statul paralel. Sigur se ocupau de cabinetul tău să-i pună cruce. Bine. Asta în cazul fericit. Că puteau să spună și ție. Dar tu ai zis că vrei să lupți cu statul paralel, nu? Păi vreau. Dar trebuie să o facem cu cap. Pentru că ea sunt puternici. Și eu nu vreau să pățesc ca țapul. Să vin cu coada între picioare în fața țării, că m-a înfrânt sistemul ticăloșit. Pe pupăză, nu-l înfrânge nimeni. Eu vreau să fiu ca marinarul, să le bag ardei în fund. Dar pentru asta, trebuie răbdare. Răbdare? Nici o răbdare, dacă m-am săturat de vorbe. Dar dacă nu-mi dai o funcție... Uite, vezi, de-aia nu te-am pus la interne. Eu le-am zis să te schimbe. Poftim? Da, pentru că ești impulsivă. Și ne trezeam că dădeai ordin la nerv să tragă în manifestații din Piața Victoriei. Îi meting în piață? De ce? Ca să le zic cine ești, cum încerci tu așa să mă aburești. Au, știi ce, dar chiar dacă nu e, convoc eu unul pe Facebook. Teo, eu zic să te liniștești. Să-ți faci o autoterapie, ceva. Da. Sau vrei să... Să ce? Vrei să te liniștească păpușar. Da, zi, că îi trimit înregistrarea de la Varvara. Voi vreți să mă șantajați tu? Teo, cum să te... Ce poți să te gândești că te șantajezi? Varvara, ai filmat? Da.
Bravo, fugi! Dacă nu o omor! N-o prins după aia, e mai sprintene ca tine. Mârlane, ia verifică, mă, Ema a plecat de acasă. Cum? E leșinată? Unde? L-omor, puta de pinguin! Mă, lui des, anii ocio! Parcă trebuia să fac filaj, nu mă arată! Dar stai că se vede bine și de aici! Nu trebuie să-l urmăresc! Opa! Ai interzis pacilea de la stăpânire? Chioreta, dă-te la o parte, că... Că ce? Chioreta e mai în pericol, a pucnit-o pinguinul ăla de-l Hasan. Mm-hmm. Și-a pus aici inconștientă, vrei să o avem pe conștiință? Dă-te la o parte să-i acord primul ajutor. Lasă-l treacă, nu mai veni cu vrăjel dintr-astea. Bă, vezi, care, ăla care ți-a zis e că lucrezi la salvare, te-a păcălit, bă. Că tu n-ai nici sirenă, n-ai nici echipament, n-ai nimic în micuța. Eu am impresia că te mănâncă undeva ca să te duci la facultate, ca să-ți continui studiile. Chiar așa, mă. La ce facultate ești că ai fost la medicină? Stai că te dau! Sărbâine, să dai! Permite să mă întreb, Su. Ce s-a întâmplat cu Ema? Pe bune? Pe bune. Varvara, de ce ne-a obitat, mă, să o întrebi? Aia e o prăpădită, are școala dumneavoastră, dumneavoastră sunteți de și specialitatea, a studiat medicina. Deci ce are Ema? Ce o să ai și tu, dacă nu te dai la o parte din fața mea, acum! Da, să trăiți! Mordoneți, să trăiți! Ai văzut, mă, amețitule care țin să-i dea primul ajutor? Este Evan! Băgăta și măța unei nici părută! Eu te al treia acum probleme să-mi facă. Ce cauți, mă, aici? Uite-mi venit să-mi spui de ce mi-ai pocnit iubita, ia zi. Ce eu n-am pocnit? Ce mă stai, e iubita mea, nu ataș, nu te mai apropia de mine, hai stai la distanță. Tu n-ai voie să te apropii de mine, pinguinule. Eu am voie. Și ca să-ți demonstrez, hai că mă dau mai aproape. Agresor de femeie ce ești. Dar bine că m-am trezit, Hasane, să văd cât de vitează ești. Nu fug inconștientul eu! Adică fug eu, dar fug de ăsta ca să nu intru în arest în locul lui. Nu refugi, Alifie. Au, Chioreta, ce bine că ai venit. M-a atacat Esteban, a încercat să mă violeze. Și acum vreau să-l omoare și pe Hasan. Deci fii atent aici. Atac, viol și tentativă de omor. Tu, șef, dar n-am lovit eu pe nimeni. Ea era leșinată când am ajuns eu aici. A pocnit-o pinguinul ăsta. Să nu mai poată să mai vină la întâlnire cu mine. Și... Hai, mă, că-i culmea. Voi să te întâlnești cu el? Hasane, tu m-ai pocnit? Nu, femeie! Uite, verifică pe camere să vezi. Nu-i nevoie că te cred că ești soțul meu. De ce m-ai pocnit? Chiorete, Esteban a intrat în imobil prin infracție, deci tot infracțiune e și asta. Ce infracție? N-am intrat pe nicio infracție. Am intrat pe ușă, nu vezi că ușa e întreagă? Are dreptate. Nu-i nicio ușă e șpartă, nici n-avea cum, că e blindată. Doar nu-i culp. Uite-te la el. Atunci ai dat-o drum. Nu eu. Teo, ea l-a lăsat să intre și n-am avut cum să mă opun, că ea e ministreasă de interne, adică am e șefă direct. A, atunci arestează-l pentru călcarea interdicției de acces în reședința prezidențială. Și așteaptă tu să le libereze Teo la Paștele Cailor când o ajunge ea, ministru. Cum să ajung? Păi n-a ajuns? Nu, milițiene, tu nici măcar șefii nu ți-i cunoaști? Deci așa, mă, lingurici, ai profitat de bramburala creată de confuzia care a fost și ca să te ștrecur ca șarpele. Ia gata, mergem îndărăt la școală de unde ai fugit, mă, hai!
Eu zic să nu faci asta. Aia ce vorbești? Domn șef. A? Domn șef, ai tremurat afară în fața unui civil și ne-ai și mințit că e ministreasă, așa cum zici dumneata, ca să justifici frica. Să justi... Vezi că te-au filmat camerele. Păi dacă așa s-a recomandat, ce trebuie să mă justific? Aha. Deci are dreptate, Emma. Dumneata chiar nu-ți cunoști superiorii. Eu? Da, da, ești și neinformat și neprofesionist. Mulțumesc. Fiorete, da. Lasă dracu vorba și arestează-l odată că ăsta e recidivist, își cunoaște drepturile. Hai, hai. Nu, nici într-un caz nu-l făcea l-aresta. Căci că fiindcă domnul Esteban Vigo, adică atrânsul care a țidă față, nu are interdicție să intre în reședința prezidențială. Fiorete, bă, tu te-ai sclerozat, tu n-ai auzit ce a zis. Pupă-ză! Mă doare la țurcă, nene, știi vorba proverbului? Vorba volan, scripta amant? Fata, soare, dar l-am pierdut! Că ăsta merge, de zici că aleargă! Dar pe tine deja t-a atacat? Vai de cap! Mâinile la spate, violator deosebit de sexos! Ăsta de... Stai dreacu, potorită, unde și speri zici mănânci. Nu era fugnit-o pe Emma. Nu? Nu! Dar chiar așa, mă. Cine m-a lovit, mă? Cine m-a lovit, da? Că ala nu, doar nu mai fi lovit singură. Emma, tu te-ai scenat singură violul? Vezi că asta este autodenunț și e foarte penal. Miriție! Tapără! Era o ironie. Zi imediat cine m-a lovit că tu ai rămas singurul suspect. Teo! Da, dracu, ce e doftică că n-a ajuns ministreat. Mă duc acum și o aduc în dărășul și închid de plângere. Mă gândeam. Auzi, mă, tată, știi ce vreau să te întreb de la drăgaică de când eram eu mic? Știi, mă, pe aia m-am născut într-un salpin, într-un clip de cioară. Ba, mă, știi, morzi, mi-o cântat bunicul. Da! Ai un discurs greu. Să știi că pari eu plăpândă. 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 Scuze. Dar mai și arăta plăpândă. Stați-mă așa, mă, că asta se lasă, mă. Păi eu sunt și rată. Luați-i leșinătura să-ți ia, că mi-ai rupt spatele, au. Băi, încetează. Păi te-ai lăsat așa pe mâinile mele, toată ca o plăcintă. Păi, dar ce ești tu? Proptește-te și tu în tocurile alea, nu te mai lăsa păi pe râd așa. Păi eu sunt leșinată. Mamă, mâncați-și leșinătura. Ce mă, omul e cântăresc, nu e halterofil. Deci are dreptate, Emma. Dumneata chiar nu-ți cunoști superiori, a? Eu? Da, da. Superiori. 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 Da. Hai. Uitați la știri? Nu. Doamnelor și domnilor, avem o știre bombă. Noi trebuie să avem elicopterul nostru, mă, pregătit oricând să intervine pentru președinte. Trăzniții! Genială mea! Mâine seară, doar la Prima TV. Bine să fii președinte. Făm legătura cu premierul. SPP-ul, cum vă evacuăm în caz de necesitate? Mai exasperată este mă cu avansurile lui și vreau să scap. Păi ce, n-avem geamuri și uși blindate? Îți dau eu o cură de îngrășare? Tu
fulge! Dacă o să cheme minerii, că s-a mai pomenit, ușa blindată nu ajută la nimic. Trăzniții! Minerii ca minerii! Dar ce te faci dacă vin legionarii, mă, pupăză? Astă seară, doar la Prima TV. Nu vreau să mă îngraș! Fă-mi legătura cu premierul. SPP-ul, cum vă evacuăm în caz de necesitate? Mai exasperată suntem cu avansurile lui și vreau să scap. Cu ce, n-avem geamuri și uși blindate? Îți dau eu o cură de îngrășare? Fulge! Dacă o să cheme minerii, că s-a mai pomenit, ușa blindată nu ajută la nimic. Trăzniții! Minerii ca minerii! Dar ce te faci dacă vin legionarii, mă, pupăză? Astă seară, doar la Prima TV. Nu vreau să mă îngraș!